Ce frumos a Deci. spus și chiar ați deschis un subiect și chiar vreau să vă întreb acum mai Păi nu, exact, că pentru că... mi-ați vorbit de lărgimea spiritualității. Da, De asta am vrut exact să. aici vreau să punctez, pentru că Da. aș duce această separare sau, mă rog, da, separare la un nivel mai adânc și n-aș vorbi doar de creștini, și că ați adus aminte chiar și de budiști. Și aș aduce un verset din Scriptură de la Roman 2 cu Da. 14, în care spune exact așa, măcar că n-au legea, Da, cum unele vine? neamuri fac Neavând, legea neavând din lege, din fire fac alege. Și spune Ioan Gură de Aur, cel mai mare ritual al creștinătății. Ferice de păgânul care moare cu fapte creștinești și vai de creștinul care moare cu fapte păgânești în împărțirea de greu. Mai bine nu s-ar fi născut în pântecele Maicii sale și ar fi putrezit înainte de a se naște. Atât Deci de mare. există mântuire și pentru budiști? Există varianta de Folosim mântuire? următoarea expresie. Mă ascultați atent. Vă rog. Avem așa. Legea conștiinței de la Adam până la Avram, bine și rău, pentru că nu era altă lege. Ok. Așa. Avem legea tăierii împrejur de la Avram până la Moise. Bun. După aceea, de la Moise, când vine Hristos cu legea Harului, avem legea care e acum. Legea, deci Moise vine cu decalogul, îți spune clar ce Da. ai de făcut. Hristos vine cu legea iubirii. Nu mai ai voie să ucizi, să omori, să distrugi, să te răzbuni, indiferent cine ar fi, cât de rău ar fi. Deci tu nu ai voie să-i faci rău. Dumnezeu e judecătorul. Și acum, cei care n-au cunoscut legea lui Hristos, avem câteva circumstanțe atenuante. Poate noi avem pe fața Pământului, eu nu știu acum, că media asta, muzica, radio, televizor, telefonul, internetul, circulă în toate mediile. Dar s-ar Da. putea să apară următorul fenomen. Să apară fenomenul acesta de inimă bună. Ce înseamnă inimă bună? Spune așa, că Dumnezeu caută la inimă, noi căutăm la față. Am primul argument în Scriptură cu care vreau să stopez o forță a răului, spune așa, litera ucide, Duhul face viu. Dacă eu acum văd un păgân picat în apă, ce-i spună? Neacă-te că ești al lui diavolul? Nu. Îi dau mâna și îl scot pe mal. Ce face el mai departe, e treaba lui. Dacă eu văd un păgân dezbrăcat că moare de frig, îl las să îngheță că e păgân, nu, îi dau o haină, că i-am dat-o lui Hristos, nu i-am dat-o lui. Asta Corect. uită foarte mulți din ăștia judecători ai religiilor, ca să spun așa, că fiecare om, indiferent că are Sfântul Botez, că nu are Sfântul Botez, că are creștinismul lui Hristos sau sângele lui Hristos sau nu-l are, el, ca închipuire, ca creație, este chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Orice om are chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ca drept dovadă că la africani Maica Domnului s-a arătat neagră, Da. la arabi s-a arătat arămii, la europeni s-a arătat albă, la greci s-a arătat măslinii, la noi, la europeni, aici în România, s-a arătat frumoasă ca o țărancă româncă. Deci Maica Domnului ia chipul țării unde este lăudată, cinstită și apărată. Și atunci întrebarea mea este: știți cum arată Maica Domnului la budiști, la japonezi, la chinezi, la coreeni? Eu am fost în țara lor, am stat o lună de zile. Sunt de o bunătate excepțională. În China sunt mai mult catolici, au mai mult succes. Nu știu de ce e treaba lor, dar e bine și așa. În Coreea au protestanții foarte mari aport, 24%, 12% catolici. Am fost la cel mai mare congres în Seul, am stat o lună de zile cu profesorul meu de misiologie și 3% ortodoxi. De ce nu s-au putut lipi coreenii de ortodoxi? Pentru că sunt foarte legiști și rigizi. Ok, Noi da, spunem așa, dacă corect. faci așa te mântuiești, dacă nu faci așa nu te mântuiești. Dar vine Hristos undeva și spune așa, cine este sub har este sub lege. Și cine Da. nu-i sub har, nu-i sub lege. Ce a venit protestantismul și catolicismul și a învățat pe coreeni, pe asiatici? La bunătatea lor, o picat perfect de bine filantropia și rugăciunea și cântecul. Adică cumva, cum ar fi la noi în Ardeal, pricesnele. Deci Da. am ascultat un spectacol corean cu artiștii coreenci care cântau cântări din astea creștine de la protestanți, de o frumusețe uimitoare. Pur și simplu m-am simțit ca în rai. Am zis, domnule, n-are cum Dumnezeu să-i pedepsească pe oamenii ăștia. Trebuie să-i ducă mai departe pe cale, nu-i abandonează aici. Dar i-a scos din închinarea la șoareci, la soare, la piatră, la pisică, la câini, la jder, la ce mai aveau ei pe acolo.
Adică i-a adus spre o lumină. Acum e ca copilul ăla mic. Când are 2 ani, face primii 2 pași. Când o să aibă 4 ani, mai aleargă prin o gradă. La 7 ani îl trimit singur până la școală. La 10 ani merge singur la stadion. La 12 ani merge și vine de la școală cu autobuz. La 18 ani merge, vine de la facultate. La 30 de ani e bărbat. Așa și ei. O să treacă, o să ardă treptele astea spirituale, dar noi nu putem să răspundem în locul lui Dumnezeu.